Salutare și bine ați venit pe Play Moroșenesc la un podcast moroșenesc. Eu sunt Ioana Mihalca și astăzi încheiem cel de-al doilea sezon din cel mai de suflet proiect al nostru. Au fost două luni pline de bucurie și cred că spun acest lucru în numele întregii echipe. Vă mulțumim că ne urmăriți într-un număr tot mai mare. Ne dați speranță, ne dați curaj și putere să continuăm acest proiect. Alături de mine, încă de la început, și în spatele camerelor, și la post-procesare sunet, și la editare, Andreea Mihalca, Click, Ivan Sudic, Vlad Krasnai, Bogdan Demian, mulțumim că ne-ai pus la dispoziție această căsuță, căsuța bunicii. Le mulțumesc și prietenilor care ne-au susținut și ne-au ajutat să continuăm acest proiect. Sperăm să ne fie alături în continuare și în sezonul 3 și în toate câte vor urma. Ilvami Transline, Millennium Chocolate, Alexandra Boitor, Timaia Molnar și Group Smart Casual. Până ne revedem cândva în luna februarie, trebuie să vă spun că mai avem oameni de descoperit și lecții de învățat, iar astăzi alături de mine se află doi tineri pe care eu îi admir foarte mult, în special pentru felul în care luptă pentru visurile lor, Vasile Ile și Andrei Brezovski, trebuia să citesc numele tău, pilot și copilot de raliu. Vă mulțumesc că ați venit! Mulțumim de invitație! Tu ai mai fost aici? Eu am mai fost, dar e prima dată în emisiune. Vasile Ile ne-a ajutat și ne-a susținut încă de la început în acest proiect. Este unul dintre sponsorii principale acestui proiect și îți mulțumim. Cu drag. Cum vă simțiți? Vă place la noi? Da, e un loc clasic pentru un astfel de podcast. E un loc foarte frumos și mulțumim de invitație. Deci, da, ne place. Îți place cum ai ieșit. La voi, că nu pot zice la tine, la voi. Așa cum spuneam, chiar vă admir că ați început cu o pasiune, să vă urmați o pasiune după ce deja aveați fiecare un alt loc de muncă, tu ești antreprenor, tu ești inginer și așa cum spuneam, de ceva timp, pilot de raliu și copilot de raliu, nu știu dacă o să faceți echipaj împreună, poate ne spuneți voi. Rămâne să vedem. Deocamdată eu sunt implicat într-un proiect cu un tânăr de 19 ani, Andrei Gheorghiu, dar pe viitor vedem. Vedem ce ne rezervă viitor. Sper să și râdem, să și glumim astăzi, dar mai întâi să fim un pic serioși și să-mi spuneți cum ați început cu raliurile, de ce v-ați dorit să intrați în această lume. Deci am început cu raliurile pentru că, cel puțin eu, am început cu raliurile pentru că mi-a plăcut tot timpul viteza și la raliuri drumul deschis, poți merge cum vrei, nu ai probleme cu poliția și tot drumul e a tău. Și e altceva, e o adrenalină care nu o simți numai dacă chiar te dai în raliu. Da, eu știu că ești o fire mai zbuciumată, dar lăsăm și pe Zbighi să ne spună. Tu ești mai cumpătat, așa. La ce trebuie să fie atent un pilot de raliu? Ca să fie în siguranță, desigur, pentru că viteza poate să fie și periculoasă. Da. Până la urmă, nu e vorba doar de pilot de raliu. E vorba și de copilot. Ei formează un echipaj, până la urmă. Iar cel mai important aspect este relația dintre cei doi. Cât de bine asculți copilotul, cât de atent sau atenți sunteți când faceți dictarea la recunoașteri. Iar dacă la recunoaștere ai o dictare făcută atent, migălos și să nu-ți distragă nimic atenția. Când ești la recunoașteri, doar recunoașteri faci. Nu vorbim la telefon, nu nimic, doar atât. Și cercetăm fiecare viraj. Ei, când vine raliu, deja, dacă tu ai o dictare bună și la raliu te concentrezi, nu poate să fie decât bine și el trebuie să asculte de copilot ca să fie bine. Prietenii știu. E ascultător? E ascultător, Vasi? Vasilică? Da. Nu știu, am fost cu el în dreapta numai la coastă și a avut momente în care era ascultător, dar mai avea și când nu era. Și când mă întreba, tu mă asculți? Mai fost și momente din astea când mă întreba. Da, urma un viraj strâns și vedeam că nu frânează și l-am întrebat, dar tu mă asculți? Și cum s-a încheiat raliul? În coastă? Doar, nu, viteza în coastă nu e un raliu, este doar un traseu de
3, 4, 5 km pe care îl parcurgi de 9 ori parcă. Dar este un foarte bun antrenament pentru raliu. Dacă mergi în dreapta cu cineva și mergi pe dictare, este un foarte, foarte bun antrenament pentru raliu, ceea ce făcuse și Vasi atunci. Hai să explicăm un pic această dictare. Da. Mie mi-ați arătat că altfel nu aveam de unde să știu. N-am înțeles nimic. Cum, ce fel de limba se folosește acolo? Deci virajele au o notație. Fiecare viraj este notat cu o cifră. Dacă virajul este extrem de strâns, da, atunci mergem cu un 1 sau 2, da, la 2, da, așa. Iar dacă virajul este permisiv și lin sau rog, îl pui 5, 6, în funcție de ce, cât e de la drumul, că, na, dacă ai loc de greșeală sau n-ai loc de greșeală. Cam la asta se rezumă. E, mai ai și 2, 3, 4 care sunt tot așa, în funcție de cât este de strâns virajul sau mai permisiv. E un sport de echipă și e clar că trebuie să existe o foarte bună comunicare absolut, acolo. Absolut. Și un sport periculos, așa cum spuneam. Nu e așa periculos. E fain. Nu e periculos, e fain. Da, e fraier. Nu știu că e un sport periculos. Nu, că așa când ajungi acasă și... Sport periculos? Nu, nu e sport periculos. Nu, când mergi de acasă, dar nu mă duc la pericol, că nu e pericol, ce poți peți? Și pe când ajungi acolo... Voi aveți familie, aveți soții. Ce spun soțiile voastre? Eu nu știu pe el cum l-a luat soția, dar pe mine m-a luat la pachet cu treaba asta. Adică eu făceam asta deja. Pe mine m-a luat și pe urmă am început a face treaba asta. Mi-e dați apă. Nu. Nu, n-are. No, ce zici? Acum să am grijă pe... Eu am și un copil și să am grijă să mă duc cu... Să nu pățești ceva. Că să te întorci întreg. Să mă întorc întreg. Dar asta, no. Până acum am întors pe timp întreg. N-am avut niciun incident sau accident sau nimic. Numai cât a făcut zbii, m-am învârtit odată pe... Da, v-ați spus. Ai tot timpul din lume. Și am mai intrat la vreo două raliuri prin șanță. Am mai făcut cu un copilot care i s-a făcut rău. Mi-a dictat târziu virajul și am mers spre tufe, cum se zice la noi. Dar am terminat toate raliurile până acum. Nu a fost vreo un abandon sau ceva cu probleme. Și... Da, tot a fost ok până acum. Tot a fost drepte. Spuneți-mi voi, cum ați crescut? Unul la oraș, din câte știu, unul la țară. Hai să facem o paralelă. Cine a crescut la țară, el? Pe ulița, băi, Spri. Bun. Deci. Eu am crescut până la 7 ani la bunici. Deci, n-am fost la grădiniță niciodată. Nu știu cum arată o grădiniță. Știu cum arată o grădiniță, doar de când ne duc pe fiul meu la grădiniță. Așa se explică lipsa de disciplină. Acum am vrut să zic, că nu-i târziu nici acum. N-am fost la grădiniță niciodată. Am crescut cu bunicii, ceea ce m-au crescut până la 7 ani. Pe urmă, școala am început în Baia Mare. Și pentru mine tot timpul, când era 15 iunie, era... 15 iunie după masă era prizlop și vedeam Baia Mare în 14 septembrie pentru că în 15 începea școala. Deci am avut o copilărie la țară, știu ceea ce înseamnă să trăiești la țară, e un trai care l-aș i-a spune la toată lumea să-l încerce, pentru că nu e ca și la oraș, pentru că multă lume de la oraș nu știu cum sunt animalele la țară, ce animale sunt la țară. Și deci, e frumos și la oraș, dar și la țară e mai frumos ca la oraș. Ți-ai crește copilul la țară? Sincer, da. Mi-l aș crește pentru că și acasă am stau la oraș și acasă am o grămadă de animale ce le crești la țară și eu le cresc la oraș. Pentru copil, ca să vadă tot cum să știe de unde vine oul. Da, și le ducem și la bunica la țară. Să vadă de unde vine laptele, de unde vine carnea, de unde vine ou, de la găină. Pentru că am o cunoștință ce o fost la țară și a văzut purcel, că toată lumea știe ce e un purcel, și eu zic la prietenul să ia, iubi, pui de porc. Pentru că nu știu că nu a crescut la țară.
Cum ești busy? acum mă gândeam că era o variantă bună de ziua ta. Să nu mai trebuiască să-l duci pe Darius până la țară să vadă de unde vine laptele. Să vadă direct. Acolo, sincer, întreabă și pe Ioana, eu la aia mă așteptam, pentru că eu n-au zis, da, ca, nu la lapte, la o vacă sau un vițel, i-am zis la Ioana. Și Ioana au zis, zice, bă, că n-am vorbit cu Zbighi, care e și mama acasă, și zic, mamă, că ăsta vine cu vaca, unde ce păi, da, ți-am zis să oprești circulația. Haideți să explicăm un pic contextul, că oamenii nu știu. Vasi i-a dăruit lui Zbighi. Nu Zbighi. Așa, povestește-ne tu. Cu ocazia zilei de naștere a soției mele, domnul Ile Vasile s-a prezentat cu o pisică. Da, în prealabil, da. Asta e cea mai înger de pisică. Un înger, să vezi perdeaua cum arată. A, ia-ți detalii. Da, și canapea. Și... l-am rugat în prealabil, Vasi, nu, te rog eu frumos, nu aduce pisica, e o responsabilitate, na. Dacă n-ai cu cine, n-ai cu cine. Și s-a prezentat domnul Ile Vasile alături de soție, s-a prezentat cu pisica de rasă, da? Da. Și de acolo viața noastră s-a schimbat. Vorba lui Noemi, am avut apartament nou jumătate de an. Și, bine, a urmat ziua domnului Ile Vasile și n-am putut să rămân dator. Eu nu sunt omul care să rămân dator cuiva. Și m-am tot gândit ce ar putea face viața mai frumoasă. Și ca să mă trezească la 6 dimineața. Și mă bucur. și i-am oferit în dar 2 papagali. Să fie pe reche, să trăiască mult. Având acasă 4 pisici. 4. Să străiască. Un câine, o rață și 2 găini. Acum azi găini, nu mai pui de găină. Azi 2 găini. Dar ținând cont că în 2 săptămâni vine zoalul. Rău stai cu calculul. Mai o lună și 2 săptămâni. Că suntem 16 decembrie. În 2 săptămâni vine zoalul Zbighi. O să-i facem un cadou. Ca să nu rămânem datori, că e ziua lui de naștere și mai este o zi și încheiem anul, trebuie să intre nou an, mai mulți membri a familiei, da. Pentru că așa e frumos. Tu nu că se pregătești. Tu nu mă sună, mă, că zic unde e să-l aduci acolo. Dar nu, că doar știu unde stai. Da, lasă-l acolo, că fuge până mă întorc. Eu înțeleg că voi vă tachinați așa cât încă nu formați un echipaj. Dar dacă v-ați tachina așa când ați forma un echipaj, nu știu dacă ar fi tare bine pentru echipă. Noi chiar am zis că dacă am format un echipaj, am râde și ne-am distrat, pe lângă că am face treabă bună, maxim pe chemaia că ne distrăm. Ce știu eu pe tine. Vini, dar continuă-ți propoziție. Care? Asta cu maxim de distrat. Păi ne-am distrat, dar și face treabă. Asta am vrut să zic. Ați face, trebuie să recunoaștem și Vasi e un băiat determinat, foarte determinat. Și Zbighi mai determinat. Și Zbighi e foarte conștiincios. Așa că o echipă completă. Altfel n-aș putea să fiu copil. Voi ce ați visat să deveniți când erați mici? Zbighi, sigur, copilot. Nu, eu întotdeauna am fost cu raliurile, adică de mic umblam la raliuri. Tatăl meu era fotograf în Shell România la vreme și trebuia să meargă la raliuri să fotografieze și mergeam cu el și de acolo a început. Vasi, te vezi pe cadru! A, da, putem pe ea. Reluam de la cât mergeai la raliuri da. Mic. Da, de acolo a început pasiunea asta și am zis că într-o zi am să fac și eu asta. Fotograf? Nu, concurent. Fotograf nu era așa complicat. Am crezut că fotograf. Nu. Dar, din păcate, nu am avut susținerea părinților mei și, pe de o parte, înțeleg. Mereu îmi spuneau că nu m-au crescut până la vârsta X, Y sau când îmi doream eu asta să mă omoare. Și am luat-o pe cont propriu și am început. Destul de târziu, dar am început. Cu un an de pilotaj. Un an complet de pilotaj în care am avut și un partener care puternic, dar pe parcurs s-a retras. Creșuri?
Unul. Mai light, așa. Dar după aceea mi-am dat seama că îmi place și partea asta de copilotaj și totdeauna când dictez, orică lui Andrei, oricui dictez, îmi place cum mi-ar fi plăcut mie să mi se dicteze în anul acela. Așa îmi doresc să... Și se dictez și lui Vasilanu. Vedem dacă anul. Dar vedem ce va fi și... Vasi, tu ce ți-ai dorit să devii? Nu știu sincer să spun acum ce mi-am dorit să fiu când o să fiu mare. N-am avut un vis ca orice copil. Eu vreau să fiu pompier, polițai, ce era atunci, pe vremea când eram eu copil. Dar mi-am dorit multe lucruri ca să devin. Și până la urmă am devenit în câteva în care mi-am dorit. Am devenit antreprenor, că am vrut tot timpul ca să... Nu depind de un orar de lucru sau ceva, dar ăsta e rău. Mai mult ca și un angajat. Muncești mai mult ca un angajat. Și pasiunea culoarelor mi-a venit de vreo 2 sau 3 ani. Pentru că am avut niște prieteni de la o televiziune care m-au băgat odată pe traseu de la Gutin, când era raliu. Nu-i cunosc. Era chiar Ioana Mihalca cu colegul ei. Și eu zic, Vasi, hai cu noi, că dacă îți plac raliul, le poți veni pe probă, să stai acolo, nu trebuie să mergi pe jos. Și m-am dus și am zis, bă, și eu mă fac pilot, anul ăsta încep. Da, chiar așa a fost. O trecut anul. Și noi am râs. N-am început. Anul următor, asta a făcut 2 ani. Anul următor am fost la raliul, dar nu cu Ioana, că nu m-am mai băgat pe probe, că n-am mers nici așa. Și anul ăsta când a fost raliul Maramureșului, m-am decis, am zis, bă, fac cursul. Cât costă, cum costă, nu știu, că n-am fond domeniu, n-am avut prieteni, n-am avut prieteni care să fie în domeniu să zică, bă, trebuie să faci așa. Dând telefoane, am făcut cursul de copilotaj și de acolo am început cu pilotajul de raliuri. Și am început cu la Bucovina, la raliul Bucovinei, cu o mașină care mergea foarte încet. Lipsea pedală mare. Ce vroia un debutant veritabil, pedala. Pentru că copilotul meu a fost Sebastian Itu și era un șerpuit care ăla poți să-i dai tot timpul blană, să mergi tare. Și a spus, învăța foarte multe și a zis, dă-i. Și eram cu piciorul la maxim și a zis, dă-i mă, blană, mă. Și a zis, dar nu merge mai tare, n-am scop piciorul pe-un podea. Și zice, na, hai că zicem un banc. Până în următorul viraj, că avem timp la cum merge mașina asta. Și până am început de la următorul raliu, care a fost la Sibiu, nu? După Bucovina. Da. Da, la Sibiu. M-am dat cu un Peugeot 208 R2, care e cu totul altceva. Și... trebuie să fii conștient când te duci, că poți să închei pe prima probă, cum am pățit noi la ultimul raliu. Că te vedeam că făceai cu mâna autostopul să... Da, am trecut pe lângă tine. Că tu erai șchiopul. Da, eram cu telescopul spart. Da, mă, mă aduc aminte. Ce fain de distrat. Da, ai avut o experiență nu tocmai plăcută. Light. Nu a fost mare lucru. Dar păcat de ritmul, ce l-am avut până acolo. Andrei a mers foarte, foarte bine și timpul era foarte ok până acolo. Dar, din păcate, așa e. Când nu te aștepți, se întâmplă. Mai aveam, cred că, 3 km până în sosire dintr-o probă de 20 și, cred că, 4 de kilometri. Mai mult. Cum? Mai mult? Era la kilometru 15, mă. Unde 15, mă? Eram la kilometru 20, mă, acum. Bine, mă, Vasile. Bă, dacă zic eu, mă, că doar până cât i-am făcut. Că ți-am făcut cu mână. Și ai resetat tripul de acolo, sau cum? Nu, dar m-am arătat pe tripul la ce kilometru ești, că am vrut să trimit la nevastă, dacă ești ok la kilometru. Mm-hmm. Dar n-am apucat, că eu am că avut. Că ce-o ajutat pe ea dacă îi ziceai că nu, imaginează la ultimul raliu, de-am tachinat înainte de a merge la raliu amândoi. Deci cu două săptămâni înainte de raliu eram amândoi. Câte minute, câte secunde, nu minute, cine câștigă, cum face, fiind el cu Andrei, fiind prima dată cu un Peugeot 208, am zis, no, bă, eu m-am dat cu Peugeot, eu știu cum merge, câte secunde, cine zici că câștigă. Când am început pe prima probă, no, am dat, mie la kilometru 2 sau 3, mi s-a rupt spart telescopul pe față, n-am mai putut merge, că ne-am și oprit, că am crezut că avem pană prima dată, dar nu era pană, era telescopul spart.
Și m-am dat cu Sebi și a zis Sebi, bă, hai să mergem așa mai încet și asta este. Și mergând noi încet, era așa o linie dreaptă și venea un viraj și acolo era Zbighi, care stătea la o băncuță. Și am zis, ia mă, pă, Zbighi. Și m-a salutat și îți dai seama ce viteză am avut, că și eu am făcut cu mâna. Zic, Zbighi, stai aici și eu, mă duc și eu, ca și bunica la piață, mă duc încet, așa. Și zic, mă, ce... Opa, când am ajuns și noi la, după prima probă, am zis că... Dar cum ai putut să treci fără să oprești, să-l întrebi dacă e bine? Dar puteam, că puteam și fuma o țigară, mărgând la ce viteză am avut, că m-au văzut. Să se oprească, să-și vadă el de drum, că eram bine. Și noi am vrut să abandonăm după prima probă și au zis niște prieteni de-a copilotului, au zis, bă, n-a abandonat, mergeți mai încet, că poate în serviciu schimbați, și am mers. Și a doua probă, am venit pe lângă Zbighi, care m-au filmat și mi-au trimis și mai mulțumesc. Ce era, dar oricum am stat până la 10 jumate acolo, ce-i cu tine? Da, că m-au sunat noi. Fără semnal, fără apă, fără mâncare? Fără nimic și cu un live în care se zicea că intră ambulanța, pompierii, că au luat foc mașina noastră. Da, că a luat foc mașina. Îți dai seama și el stătea și făcea TikTok-uri. Ce face un copil și un pilot când stau în pădure singur? Păi, ne plictisim. Facem un TikTok? Da, mă. Ce faci? Bine, faci grătare? Da. Hai că ne mâncăm acum aici. N-avem ce mânca un cauciuc. Da, vreau că ne prindea bine un grătar, că eram lihniți de fapt. Băi, eu m-am și gândit, zic, aduc ceva. Tura următoare puteai să aduci. Zic, aduc ceva și vă arunc așa pe jean, știi? Dacă arunc aici un sandwich sau o sticlă de apă măcar. Dar era râu, mă, unde-o făcăzut pe ăsta. Cum reușiți să transformați momentele astea grele în momente amuzante până la urmă? Faceți haz din caz. Dar doar cum te aștepți, că oricând se poate întâmpla. Adică, oricând se poate întâmpla și oricui se poate întâmpla. Asta de când e startul, știi că îți asum ce riscurile la care te expui. E simplu. Voi credeți că există ceva imposibil de realizat în lumea asta? Imposibil? Posibil nu există. Deci nu există un lucru imposibil ca să-ți propui să faci un lucru și să nu-l poți realiza. Cum? Depinde ce-ți propui. Dar tu ca persoană, tu știi ce-ți poți propune ca pe viitor să-l poți realiza. Că nu-mi propun, bă, eu vreau mâine să fiu cel mai bogat din lume. Pentru că nu pot realiza asta. Sunt conștient că sunt mulți. Dar poți să-ți propui un lucru care să-ți spui, bă, vreau mâine să... Nu știu, să-ți dau exemplu. Să devin campion național de raliu. Asta e, nu pot mâine. În câțiva ani, da, și putea, poate. Zbighi nu-i de acord. Bă, sunt de acord. Nu, că Zbighi cum să dă cu bârja. Ce să dă cu bârja? Nu știu ce? Căruță din aia, cum era pe vremuri, la bârja. Cheamă-mă bârja, mă. Chiar nu știi cu ce e o bârjă, Zbighi. Ce eu mă dau cu bârja? Vezi ce înseamnă dacă ai crescut la oraș? E, zici că era țară, știe ce bârja, mă. De ce eu mă dau cu bârja? Cam, nu te dai cu bârja, dar mergi ca și bârja. Te rog frumos să-mi explici ce ai vrut să zici. La următorul raliu, ce bătută ți-ai? Care e cel mai mare preț pe care sunteți dispuși să-l plătiți? În general, în viață. Nu, răspunde bârja. Hai, răspunde tu. Tu cum arată că tu... Bine, acum, depinde la ce ne referim. Și ce spunea Adineor, dacă credem că există imposibil. Fiecare lucru pe care ți-l dorești, adică, nu știu, cred că este o ierarhie a lucrurilor pe care ți le dorești și care sunt realizabile. Dar eu zic că depinde cât de mult îți dorești un lucru. Uite, asta cu raliurile, la un moment dat aveam impresia că nu o să se poată. Totdeauna eu sunt omul cu calculele. Da, și calculează foarte bine asta. Și spun și eu că și trebuia să se facă fizician sau matematician. E inginer. Inginer ești. Da. Tu cum ai fost la grădiniță, nu știi ce e. Ai dreptate. Continuă-ți. Așa, și nu știu, mi se părea imposibil și greu de ajuns în lumea. Până la urmă, asta e un cerc restrâns. Greu. Al piloților și copiloților. Dar am reușit până la urmă. Dar recunosc mult, foarte mult m-am zbătut și
Am investit și bani mulți în chestia asta ca să... Energie multă. Nu, că până la urmă îți face plăcere, știi? Îți face plăcere să te duci. Da, na. Când ești acolo, îți dai film. Cum înveți să lupți cu frica? Pentru că sunt sigură că există și un pic de frică. Și chiar și la tine, rog. Nu, el acum o să zică ce flăcău e. Nu, mă, de când mă leg în centurile alea, e frica. Bă, adevărul e că da. Există un pic de frică. Merg cu frică, dă-te virajele astea care sunt mai grele sau mai strânse. Dar, oricum, mai safe ca într-o mașină de rally, nu poți să fii într-o mașină de stradă, oricâte airbag-uri avea sau câte ar avea. Dar merg așa, că cum am mers eu cel puțin anul ăsta. Eu vorbesc pe numele meu, că poate alții, cum ești Biggie, poate mai mult mai... Eu anul ăsta mă stăt anul ca să învăț pentru l-anul. Pentru că la anul... Pregătește-ți reportajele. La anul. Ai început sezonul aproape pe final. Nu, am început ca la mijlocul sezonului și a trebuit să fac 4 etape de Rally 2. Unde erau jumate kilometri cât te dai în campionatul național, în Rally 1, cum ar veni. Deci eu când m-am dat prima dată în Rally 1, la Rally-ul Iașiului, am făcut kilometri de probă în Rally-ul Iașiului cât am făcut în 4 Rally 2. Și am zis, bă, anul ăsta învăț. Și la anul o să tragem să vedem cât de sus putem urca. Ce obiective aveți, domnule Vasile Ile, pentru anul viitor? Dar te rog, vrei să fii aici? Te răspund la tine? Sau și să pune ea întrebarea? Ca pe zic eu. Mai întâi vreau să-mi răspundeți la această întrebare. Cum înveți să lupți cu frica? Cum o depășești? Frica? Când ești într-a cincea plin. La ea și-am fost numai la cincea plin când bătea motorul. Aia, păsăritoare, aia mică. Da, da, da. Când l-am întrebat pe ăla, am sărit tare. Cu frica azi de mic. Că știu ce însemna bătaia de la mama care mi-o dădea. Când zicea... Avea și motive. Acum aveam și motive. Da, da. Când zicea, eu te-am făcut. Eu te omor. Asta e cuvântul părintesc, că și eu l-am zis la copilul meu și n-are numai 3 ani, dacă 8 luni. Te duci la râu și te neci, eu te omor cu mâna mea. Asta e... Deci cum mi-o depășesc? La raliu mă duc cu... Nu știu cum să spun, să mă și înțelegi. În cuvintele tale. În cuvintele mele. Da, îmi fac o cruce și zic, dacă terminăm cu bine, merg la o bere. Bă, să nu pățăși ceva, mă gândesc că la afacerea care o am, că cine o duce mai departe, că nimeni nu știe. Nici nu te gândești la copii. Nu, asta. Nu, da, cu afacere. Da, e nu, eu mă gândesc pentru că... Darius, dacă te uiți să știi că glumește, tati... Nu, mă, că și pentru copil mă gândesc, dar... Pe plasă. Da. Nu, prima dată, dar eu, nu. Și apoi nevasta unii. După, acolo. E și ea, și ea pe primul loc. Mă gândesc la... Închideți un pic afacerea, te rog frumos. Asta nu e important. E șoferul. La mine e frica numai înainte de start. Nu, nici nu-i frică, e o chestie în aia, parcă îți rememorezi toată viața, știi? La crești. Deci, e așa ceva. După ce ai luat startul și începi și te concentrezi, de exemplu, la mine, la dictare, nu mai există așa ceva. Deci, chiar nu mai există. Dar acolo, când te legi și te duci spre probă, și știi, e o chestie. Și vorbeam și cu alte echipaje. Bă, nu mai os? Și zic, nu, zice, ai fi dacă nu te-ai gândi. Știi, adică dacă nu ți-ar fi... Frica ar fi o problemă. Zice, aia ar fi o problemă, știi? Dar după ce iau startul, efectiv, nu mai am nici cea mai mică treabă. Nici cea mai mică treabă. Nu mai am. Și uite și acum, n-am avut accidentul ăsta. Am știut că o să dăm în copac, că deja era treaba clară. Tu i-ai zis. Da. Nu mai știu. Ai zis, bă, dăm copac, nu mergem pe lângă. Nu, mă, dar tu știi ce fain a făcut Andrei? Și-o luat țintă când a văzut că nicio șansă nu mai avem la virajul ăla, o lua țintă copacul.
Și ne oprim, că este masă lângă. Poftim? Să vă opriți, că este masă. N-am văzut masa. Da, era cam mult. Pe partea cealaltă erau vreo 7 metri. De urcat? Până la copac. Păi de urcat dacă coborai. La adrenalina care o ai când ești în mașină, nu te gândești la altceva de, bă, dacă mă lovesc, dacă mă răstorn, ce pățesc. Sau... E adrenalina aia care, sincer, te să ascult ce zice copilotul. Deci, bă, de multe ori, cum s-a întâmplat și cu Zbighi, și acum mi se întâmplă, că mă duc de multe ori cu stres sau cine știe ce pe probă și cum a fost și cu Zbighi, când m-am dat la Gutinul la costă, când m-a întrebat, zice, bă, tu mă ascult? Și până atunci erau câteva viraje care nu l-am ascultat. Nu, mergeam, eu vedeam, iau... Se gândea la firmă. Mă gândeam, da, la șoferii mei. Și zice Zbighi dintr-o dată, bă, tu mă ascult? Și atunci am zis, da, te ascult. Și atunci am început a merge ok. Dar erau momente când te gândești, bă, ascult numai ce zice și pe urmă nu mai ascult. Și când nu mai ascult, deja ți-e greu să revii să asculți ce spune copilotul. Trebuie să asculți, el normal, pe probă, tu mergi, ce zice el? Dacă el nu zice un viraj, păi stăm și bem o cafea în pădure. Dacă avem, dacă nu apă. Nu e chiar așa. Deci cumva Zbighi e șeful. Păi, nu, copilotul te ajută foarte mult, sincer. Deci, eu apreciez pe Zbighi. Am lăsat mișto sau plăsăm? Lăsăm mișto deoparte. Suntem noi, ne tachinăm, suntem prieteni, ne tachinăm toată ziua la telefon. Când da, n-am vorbit două zile și am zis, băi, pățit ceva. Dar eu zic, și Zbighi, și ca și echipaj de raliu, eu zic că copilotul are o importanță foarte mare în echipajul ăsta de raliu. Că dacă mergi cu unul care nu știe, sincer, te poți și omorâ. Da, e simplu. Da. Dar să-ți vireze în loc de dreapta, să zică stinga. Și tu te... sau cum e numele de viraje, să zică un 5 dreapta. Acolo și să e mai grav. Nici măcar dacă zice stânga și dreapta, că acolo mai vezi tu că totuși mai mergi în stânga drumul. Știi? Să zică un viraj de 5 și să fie viraj de 2, păi tu un viraj de 5 și le-ai cu full gaz. Și virajul de 2 trebuie să le-ai cu... A doua, întâia maxim. Și tu full gaz ești în a patra, a cincea, unde mașina are 150, 100, depinde cât de tare ești. Și un viraj de 2 trebuie să ai un maxim un 50, cam pe acolo, 40, depinde 30, chiar ăsta. No, e destul să-ți încurce o cifră, nu dreapta sau stânga și... Pa. Și pa, nu pa, acum poate nu chiar mor, da? O mână, picior, gât. O vorbeam mai devreme despre familie, despre soții, despre copii. Care credeți voi că e rolul bărbatului și care credeți că e rolul femeii într-o relație, în căsnicie? Eu vreau să-mi pun un pic de apă. Spune-a tu până. Cum ai zis? Care crezi că este rolul bărbatului și care crezi că e rolul femeii într-o relație sau într-o căsnicie? Deci, rolul bărbatului și rolul femeii, eu zic că trebuie să fie aceeași. Pentru că nu există că eu sunt bărbat, eu trebuie să fiu cel mai tare din casă, că eu sunt bărbată. Sau femeia, mă, eu sunt femeie, eu nu pot să... aduc lemne la șemineu sau la sobă sau să aprind aragazul pe femeie. Trebuie bărbatul. Nu, eu zic că trebuie să fie egalitate între bărbat și femeie. Că, ca și bărbat, dacă spui că, bă, la că fac eu că e mai greu lucrul ăsta, e ok. Sau nu zici la femeie, mă, du-te grea pe lemne că eu vreau să fac cu șemineu și n-am lemne că poate. Nu e de bun simț, dar să-i zici, du-te adă niște lemne și tu că eu fac altceva, e ok. Presupune. Acum fiecare așteptă să-i ce spune Zbighi. Eu zic că rolurile trebuie cine să fie... Cine mângâie pisica? Băi, sincer, noi mi se ocupă mai mult de ea. Dacă e mai dragă, că eu rup perdeaua. Da. Nu știe cum să-ți mulțumesc. Mereu cred că vă are în gând. Dacă la nu mă gândesc la un cadou mai frumos. Gândește ceva, Silic. Dacă continuăm așa cu cadourile, că acum ne abatem de la ce, subiectul lui Ioana... Nu mai trebuie să meargă la Nirecea, la zoologică, că ne facem noi. Dar rolurile trebuie să fie bine definite și, bineînțeles, trebuie lăsat unul de la alt. Atunci, lucrurile, eu zic că sunt pe un făgaș bun. Acum am o întrebare doar pentru tine, Vasi. Antreprenor în România. Ce îți lipsește ca antreprenor în România?
era întrebarea asta. Am și grele. Îți lipsește mult susținerea statului român. Pentru că statul român, ca antreprenor, mic, mare, mijlociu cum ești, nu te ajută cu nimic. Deci statul cel mai mult te încurcă, părerea mea, fiind antreprenor în România. Fiind un antreprenor în România, care ai o firmă și dai 10-15 locuri de muncă, cum îți eu, de exemplu, în loc să zică statul, bă, ai o problemă, cum e, de exemplu, cu ANAF. Cel mai ok exemplu. Pentru că acum, cum e legea, că dacă nu-ți plătești dările în 25, îți pune poprire în maxim 30 de zile pe cont. Ceea ce statul ar trebui, sau cine se ocupă, să te sune, bă, ai o dificultate. Păi tu ai 15 angajați care poate au acasă familie, copii, hai să vedem cum rezolvăm cazul ca să nu să ajungă la chestia asta. Nu, statul nu te ajută cu nimic în România. Deci ca antreprenor în România ești singur. Singur. Deci dacă te faci antreprenor, șef, patron, cum se mai spune la noi, ești pe, bă, eu fac, eu trebuie să fac să fie totul ok. Deci nu există să te ajute cineva. Și pentru tine, Andrei. E construită bine România. Da, depinde la ce te referi aici. Eu am specializarea de căi ferate de mult și până. E o întrebare mai complexă, pot să... De-aia am subliniat acest aspect. La căi ferate știu că nu stăm bine. Deloc. Mamă, dar parcă se lucrează ceva. Nu știu. România e o țară în care ești destul de limitat în dezvoltarea ta, părerea mea. Și cred că de-aia românul se descurcă în orice situație. De-aia românul pleacă afară. Nu, dar uite... N-are de ales. Dar uite-te, omule, du-te, lasă-l pe un român unde vrea mușchiul tău. Și ăla se descurcă. Păi că e român, mă, că e de anul. Nu-l vadă, uite, vezi statul. Care o viață grea, vezi ce-a făcut statul pentru noi. Învăța să ne descurcăm. Mai am de ajutat statul, da. Bună. Care este cel mai important sfat pe care l-ați primit vreodată de la cineva? Care să vă și ajute în viață? Ei? Unde e mai greu, îl lași pe zbi. Nu, dar să răspund. Da, nu, acum chiar mă gândeam care, dar cu siguranță a fost... sfatul ce l-am primit de la părinți la un moment dat, mi-au aminte că vreau să mă las de construcții, de facultate de construcții și să îmi schimb așa un pic și eram prin anul 2 atunci și a venit taică mea la Cluj, special pentru asta, să discutăm și mi-a zis, dacă tot am muncit până acum, hai să continuăm și, nu știu, aia o să-mi rămână mereu. Mereu, mereu. Și uite-te că a avut dreptate. Să nu renunți. Să nu renunți la o facultate grea, până la urmă. Că ce mă durea capul să renunț la o facultate grea, să mă apuc de una ușoară. Știi? Și a avut dreptate atunci când mi-a zis că, băi, dacă ne-am apucat de drumul ăsta, îl ducem până la capăt. Cu bune, cu rele, da. Asta sigur nu o să uit niciodată. Mai avem un inginer aici de față. Da. Colegul nostru, Ivan Țudic. Bravo. Pentru tine cel mai important sfat? Deci, pentru mine a fost de la un prieten mai bătrân, mult mai bătrân, când eu am locuit în Spania 5 ani și când am venit în România am început să mă gândesc, bă, ce să fac, cum să fac și eu zic, bă, Vasile, zice, a făcut rău că te-ai întors înapoi în România și zice, ai grijă că sunt mulți oameni foarte răi care ei, tu crezi că-s bun, dar ești rău și nu te ajută cu nimic. Și dacă îți faci ceva, prietenii tăi nu o să se bucure, o să se supere pe tine și nu o să mai prieteni. Și ăsta e adevărat. Tu oricum ești un om sufletist. Ai mai plecat din România? Să mă duc să-mi fac o afacere în altă țară, da, mâine aș pleca. Pentru că e mai permisiv. Pentru că e mult mai ok și mult mai te ajută statul mult mai mult ca și la noi în România. Deci, lasă că te zbazi mai mult și rămâi aici cu noi. Tu ai plecat, da, Andrei? O să-l bat pe Andrei la radio la anul.
Dacă nu facem echipă. Ia-ți un ceas bun să vezi câte zi. Ia-ți și tu oglindă mare să mă vezi când te depășesc. Nu fac grijă, am încredere. Care sunt cele mai de preț lucruri pentru voi? Și fii atent că mi-o pasează. Păi pare. Nu, dar tu ești primul cadru. Ai văzut. Pisica. Hai, Bizica, avem 40 de minute. Cu siguranță, până la urmă, oamenii pe care te poți baza. Și aceea trebuie să fie familia și prietenii. Vasileile? Când vrei să te bucuri de ziua ta, cheamă-l pe Vasileile. Nu știu, prietenii, adică familia, în primul și în primul rând. Ce câțiva prieteni buni. Nu, cam asta e. Aici îl completez cu Biki. Pe primul loc e familia, pe al doilea loc sunt prietenii și pe al treilea loc ce o să vină. Ce înseamnă pentru voi Maramureșul? Și iară să uită Vasile. Nu, că nu știu ce e Maramureșul, dacă îți răspund eu. Mă. Deci Maramureșul pentru noi, hai să încep altfel. Eu sunt mândru că zic Maramureș. Sincer. Pentru că Maramureșul nostru e Maramureșul nostru și Plai Moroșenesc e cel mai drag la Maramureș, mă! Cum să zice la noi? Zbighi, pentru tine ce înseamnă? Un loc cu peisaje minunate și unice și oameni faini. Cam asta e. Cam asta e tot ce eu am râs. Nu, eu mă gândesc că ce greu e a fi la Andreea să facă podcastul ăsta. Oricum nu te văd. La Rally 1. Da. Noi suntem mândri de tine. Da, mulțumesc frumos. Mândri de tine. Ce, pe ce loc ai ieșit? Deci împreună cu Andrei, că până la urmă... Andrei care are 18 ani? 19. Viitor. Asigurat are băiatul ăla, deci talent foarte mult. Și până la urmă e o tânără speranță. Andrei Gheorghiu, ca Gheorghiu, să... dar el este din Iași. Și anul acesta am reușit să obținem titlul de campioni în clasamentul rezervat debutanților. Locul 2 la clasa din care am făcut parte. Locul 2 la Cupa Suzuki, că eram înscris și în Cupa Suzuki, și locul 1 la Cupa Suzuki debutanți. Deci a fost un an foarte bun pentru noi. Păcat că nu ne-am putut bucura de cadoul primit de la Bogdan, tatălui Andrei, pentru Raliul Brașovului. Care era? Care era cu acest test cu Peugeot-ul la Raliul Brașovului. Dar, din nefericire, din vina noastră, am abandonat. Dar nu-i bai că recuperăm. Ne-ați abandonat. Oricum, noi vă felicităm. Mulțumesc. Și am văzut că ați primit multe șampanii. Ți-am adus șampania de la Cluj. Asta am obținut, de mult mi-a promis-o. Da, asta am obținut-o împreună cu Andrei. E drept că a fost pe locul 2, un loc nedrept, dar nu vom discuta acum despre asta. E ca și poți să o și desfaci dacă ai adus-o. Dacă nu poți... Eu ți-am adus-o ție, dacă vrei să o desfaci... Normal că vreau să o împart cu toată lumea. Păi bun, atunci hai să desfacem șampania asta muncită, foarte muncită. Și eu chiar mi-aș dori ca la anul să fiți împreună. Andrei, îmi pare rău. Rămâne deocamdată sunt în proiectul cu familia Gheorghiu. Și vedem, nu se știe cine rezervă viitorul. Oricum ar fi. Yay! Felicitări! Mulțumim frumos! Hai să bem. Voi aveți apă? Eu beau apă, da. Pune-o un pic, că eu nu prea beau de obicei. Tu ești cu apa plată. Dragilor, vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezență și chiar a fost cel mai relaxat episod. Mulțumim de invitație. Poate vă mai chem. Ar fi minune să ne mai chem. La câte am făcut acum în episodul ăsta, nu cred că ne mai chem, nu ne mai salut. Da, Ioana i-a sumat, uite, o știu ce bea. O știu cine vine acum, ce-o zic, bă, ultimul episod cu ăștia doi, greu. Eu mă mir că nu i-a chemat ultimii. Chiar vă doresc mult succes. Mulțumim frumos. Acesta a fost sezonul 2 din podcast Moroșenesc. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne revedem în luna februarie.